Este un Dumnezeu sus care pușor te iubește. Am trăit foarte greu, m-am căsătorit la 16 ani. Căci lacrimile tale sunt prea scumpe înaintea Domnului și să știi că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. N-am avut aproximativ nimic. Întotdeauna iubit copiii Iisus Hristos, întotdeauna luat în brațe, binecuvântat și iubit. Pentru noi, ca Dumnezeu să ne conducă în acele familii, la acele mame care strigă la Dumnezeu. Crezi tu că astăzi noi suntem răspunsul la rugăciunea ta? Că am venit în casa ta? Cred că da. Dacă dorește Dumnezeu, e unde de casă. El vede. Exact. Vede și aude. Au fost deseori momentele acestea când tu ai plâns înaintea lui Dumnezeu și ai lacrimat. Foarte mult, când aveam o bucățică de pâine și o dădeam la copii și noi ședeam și o apă și beam și noi n-avem ce mânca în casă. Au fost, fost și momente când tu erai flământă că și da. N-aveai cu copiii să hrănești. Da, eu copiii hrăneam bucățică de pâine, dar eu nu mâncam.
Au fost momentele astea. Ai milă. Da, am trecut și pe asta. Prea iubiți frați și surori, vedeți încă o familie în Republica Moldova care practic își hrănea copiii și ei rămâneau flămânzi doar ca să supraviețuiască. Rugați-vă în continuare ca Bunul Dumnezeu să ne îndrepte la astfel de familii, la astfel de copii care au nevoie de ajutorul și sprijinul vostru. Fără voi, noi nu putem să facem nimic. De aceea vă mulțumesc pentru că astăzi voi ați șters o lacrimă acestui mame. Și cred din toată inima că și acum vom aduce zâmbete la acești copilași, da? Când o să mergem la microbus. Voi vreți bomboane, biscuiți, ce vreți? Ce vreți să vă aduci? De tot? Bun. O minge, făinuță, doriți? Da. Da, așa, bine. Dar voi v-ați rugat la Dumnezeu? Da. Da, mamica v-a învățat. Ați auzit cum mama se roagă? Da. Da. Dar mama... Tu plângi, de ce pui ușor plângi? Că știi prin ce am trecut și când nu avem și... Ai trecut prin multe suferințe. Și rechizite și multe n-am avut. Da. Dar să nu suntem aici. Azi noi suntem aici. Așa. Suntem aici. Este un Dumnezeu sus care puișor te iubește. Și dacă este rog în continuare, Dumnezeu va face minuni. Doar să credeți în El bine. Căci lacrimile tale sunt prea scumpe înaintea Domnului și să știi că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Dumnezeu întotdeauna a iubit copiii Iisus Hristos, întotdeauna l-a în brațe, e binecuvântat și a iubit. Prea iubiți, frați și sorori, eu nu am cuvinte. Căci Dumnezeu este real, El este viu. Rugăciunile voastre sunt ascultate, de ce vreau să vă mulțumesc din tot sufletul. Pentru că am îngenunchiat înaintea Domnului. El merită toată slava și gloria. Și împreună vreau ca să mă rog pentru această familie. Tată din ceruri, Doamne, îți mulțumesc pentru această mamă, îți mulțumesc pentru acești copii. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Tată, să îi binecuvântezi în continuare și să le asculți rugăciunile lor. Mă rog, Tată, ca pâinea cea de toate zilele să fie întotdeauna pe masa lor. Te rog, Tată, ca să protejezi acești copilași și să-i binecuvântezi, să le dai tot ce au nevoie. Și noi, Doamne, Te vom glorifica, Te vom cinsti și Te vom preamări, Dumnezeule. Doamne, înaintea Ta am îngenunchiat, pentru că Tu ești cel, Doamne, care răspunzi și binecuvântezi. Doamne, Tu ești tatăl orfanului. Tu ești cel care cercetezi pe văduvă și dai pâine celui flământ. Și eu îți mulțumesc din tot sufletul, Doamne, pentru această familie. Doamne, binecuvântează-i și îți mulțumesc pentru frații, surorile care se roagă și ne binecuvântează ca să-i binecuvântăm. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos din Nazaret, m-am rugat. Amin. Pui, nu vreau să te mai, să mai suferi, vreau să te bucuri. Acum o să mergem la microbus și ce avem pentru voi o să vă dăm, bine? Dă-ne un îmbrățișare, hai dă-ne un îmbrățișare. Așa, păpușa, așa. Domnul, te iubește foarte mult. Te-ai zis și tu mie. Nu cred că am vrut. Ai văzut. Așa. Aleluia. Aleluia. Doamne, binecuvântează. Așa. Să mergem atunci. Știi că lacrimile tale da. M-au atins. Bine, păpușă. Aduc să văd cine. Eu vă zic sincer mulțumesc și Dumnezeu și dumneavoastră, foarte, foarte mulțumesc. Chiar azi mă gândeam, zic, Doamne, sunt pe datorie să iau un kilogram de macaroane, chiar n-avem, chiar într-adevăr. Pe datorie? Pe datorie, că am cartofi, am morcum acolo câte un kilogram, dar chiar macaroane să faci un borș tot trebuie. Și chiar foarte, foarte mulțumesc, cred că Dumnezeu m-a auzit. M-a auzit, îmi pare că cred că chiar într-adevăr
Există Dumnezeu pe fața pământului și vă mulțumim dumneavoastră foarte mult că aveți grijă de familii chiar care sunt foarte nevoiași. Chiar vă mulțumim din suflet. Toată slava îi aparține doar lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ați adus toate darurile astea. Și suntem fericiți. Vă mulțumim. Mulțumim. Vă mulțumim.